Salut și bine ați venit la Casual Friday Podcast, tot eu sunt cu tânărul Sergiu, ce faci Sergiu? Salut tineri Alin, uite tot cu tine, tot, tot cu... la podcast. <laughs> uh, da, uh, săptămâna asta nu mi-au venit invitații, nici, mă, nici nu m-am chinuit foarte mult să invit cei ce drept, dar uh, nici o problemă pentru că... mai pe mine. M-am pe Sergiu și... Mă, mă simt foarte bine în ultima vreme să le trag și singur. și cum a spus asta, dar mă rog. Că am singur. <laughs> în uh, da, uh, începem acest podcast cu încă un shout-out către și de la Willem care în mod oficial s-au calificat în ultimele 32 de echipe la Hong Kong. Și nu știu dacă înțelegeți, dar chestia asta e foarte tare, pentru că la Hong Kong sunt vreo 150 de echipe sau ceva de genul și au rămas în ultimii 32 și asta înseamnă cumva că sunt un fel de, cum să vă zic, sunt world class, adică poți să dea parte în parte cu oricine, știi? Adică la concursul ăsta vine Harvard, la concursul ăsta vine uh, Yale, vine toate vin toate facultățile astea cu nume mare și cu toate astea rupem. Nu știu dacă înțelegeți, dar uh, eu vorbesc acum ca și cum aș avea vreo. cum să zic, vreo legătură în mod curent cu concursul. Nu prea Adică mă mai duc să-i văd din când în când, dar nu pot zic că sunt implicat în, în pregătirea lor. În schimb, oamenii care sunt preg... implicați în pregătirea lor fac o treabă super bună, după cum se vede, și repet, rupem. Deci da, ă, felicitări. Mâine, de fapt, nu. Azi, când apare podcastul, gen o oră după, după ce apare podcastul ăsta, au meci. De fapt, nu cred că au meci atunci pentru că e la 9 dimineața ora Hong Kongului, care nu știu cum e față de ora noastră. În orice caz, rupem. Trecând mai departe, vreau să vă zic că am făcut observații zilele astea. Aici m-am gândit la o chestie, nu știu cum mi-am amintit eu de piesa asta cu ca la 20 de ani de la Voltaj, Și um, de zice, tânăr vreau mereu să fiu bla bla bla, ca la 20 de ani fără gri și fără bani. Și nu știu cum priveați voi piesa asta, dar când a apărut piesa asta și când era în vogă piesa asta, eu aveam mult mai puțin de 20 de ani. Și eu priveam practic piesa asta că să-mi trăiesc viața mea de, nu știu, copil de 7-8 ani cât aveam atunci, în așa fel încât când o să ajung eu la 20 de ani să nu am nici griji și să nu am nici bani. Cu toate astea, ce a vrut să spun autorul a fost că indiferent câți ani ar avea peste 20 de ani ar vrea să-și trăiască viața ca la 20 de ani. Adică, precum la 20 de ani, nu ca atunci când va ajunge la 20 de ani să nu aibă griji și să nu aibă bani. Și, nu știu, voi, Sergiu, tu, tu te-ai -te gândit vreodată la, la chestia asta? Adică, tu cum interpretai chestia când zicea el ca la 20 de ani să nu fără griji și fără bani? Păi, clar, adică, vedeai viața la 8 ani. Și vedei viața... Da, de asta 20. zic că eu nu m-am gândit niciodată că de fapt ăsta a zis că el vrea să fie precum era la 20 de ani să fie gen să-și trăiască așa toată viața. Eu m-am gândit că bă, dacă îmi trăiesc viața în așa fel încât când o să ajung eu la 20 de ani nu o să am griji și nu o să am bani, înseamnă că mă aflu în ipoteza piesei. Deci, da, de fapt autorul nu a vrut să spună asta și de asta e important să învățăm la școală despre ce a vrut să spună autorul. <laughs> ok, ok Da, da, deci cam, cam asta ar fi Cam asta ar fi ah, uh, Și am mai văzut o chestie pe care vreau să o zic Am pus un story Pe, pe Instagram uh, ieri Despre o femeie Care a Probabil i-a picat Sau i a scăpat și a scăpat copilul în cap Și a spart capul foarte rău Și a zis ceva de genul că aș putea să-l cos, dar nu-l cos, că l-am dat cu niște uleiuri esențiale și cred că e ok, dar nu prea e ok pentru că mai cade din picioare și... Uf, și eram gen cu stai cu maică, deci copilul tău are o plagă deschisă pe cap și tu îl dai cu ulei de levânțică și ai putea să-l coși tu, dar nu vrei, că și atunci, ai adică, atunci a fost că pentru prima oară când mi-am dat eu seama că chestia asta e o treabă serioasă, știi, că oamenii chiar fac asta pe copiii lor și mi se pare o problemă serioasă la modul că nu e o problemă serioasă de luat în calcul pe viitor, o problemă serioasă de poliție, adică să intre poliția pe ei să le ia copii, frate, că nu poți face așa ceva, gen, uh, ok, înțeleg, sau mă rog, să zicem că aș putea să înțeleg că nu vrei să-ți vaccinezi copilul. Să zicem că, ok, un copil nevaccinat are șanse să, să, scape, să prindă 20 de ani. Dar dacă copilul tău își parge capul și gen are o plagă deschisă, îi se văd creierii, gen nu-l da cu ulei, la doctor să-l dea el cu ce a fost învățat. Și voi, care sunteți oameni ok, raționali, rezonabili și care vă uitați la podcastul ăsta, probabil vă dați seama de chestia asta. Problema e că, problema e că oamenii uh, care fac chestia asta nu o să, n -o să vadă podcastul ăsta și chiar dacă l-ar vedea, ei tot cu uleiurile lor o să-și trateze copiii și mi se pare gen super, super grav. Și o să te mai hitească și pe tine. Și mai... Deci eu am încercat că am văzut, am văzut chestia asta cu uleiurile esențiale și credeam că e o chestie super izolată. Și am căutat pe Facebook, ia să vedem ce grupuri găsesc cu uleiuri esențiale. Și am găsit foarte, foarte multe grupuri, dintre care unul dintre ele avea 109.000 de membri. Gen cam de 4 ori cât populația motrului în vremurile ei, bune. Acum cred că de vreo 6 ori cât populația motrului. Deci, practic, în, în țara asta sunt 6 moturi de oameni, care cred în ureiuri esențiale și nu ziceți că, bă, nu, că mai sunt și troll pe grup, că mai sunt și oameni care nu cred. Nu, pentru că am încercat și eu să dau join la grup și la toate grupurile astea și nu m-au acceptat, frate. Deci se uită la fața ta când, înainte să te accepte pe grupurile astea și toate sunt cu acceptat, adică nu poți să intri într-unul și uh, nu poți, adică nu sunt de alea de intră oricine, știi, trebuie să te accepte, spun niște întrebări înainte. Și, nu știu, vă sfătuiesc să, să încercați să intrați pe grupurile astea și dacă vă dau accept să vă puneți întrebări despre alegerile pe care le-ați făcut în viață. <laughs> Dar ce vreau să zic e că, bă, am încercat să intru pe grupurile astea să văd cum sunt oamenii aia, pentru că e clar că n-am aflat de ei până acum. Și când am aflat de ei am fost super, super șocat și la modul că nu șocat, gen a, uite și pe aia, șocat la modul că efectiv s-a trezit spiritul civic în mine și mi-a venit să, să mă duc la poliție, știi, gen, uh, cred că am ajuns la un nivel de maturitate la care nu voiam, adică nu, nu știu dacă voiam, dar nu mă gândeam că o să ajung vreodată <laughs> și da, e, e super, e super, e super greu, super grav. Sergiu, ce am avut de pregătit pentru azi? Tema nu, că am făcut temere. Chis că nu avem avem... prepare, prepare <laughs> Păi avem niște chestii relativ interesante, putea spune. De ce încep totdeauna cu asta? avem niște chestii relativ interesante. Zi, frate, ce avem? <laughs> păi avem pe Florin Piersic Junior. Junior. Care a fost apostrofat la Buzău. salutări prietenilor de la Buzău. Salut, Buzău. <laughs> uh, <laughs> Pentru dialogul vulgar din Vestul singuratic, așa se numește titlul piesei de teatru, जुन mai probabil 200 de oameni au ieșit din sală. Acum din yeah, dă-i dă mai dialogul, jos. Dialogul, dialogul. E eu poză cu Florin Piersic Junior, zici că e Slavoj Žižek. E foarte așa, mi se pare, mi, mi s-a vrut întotdeauna că Florin Piersic Junior ăsta a avut așa o Înfățișare rugged, o înfățișare așa de artist neînțeles și nearanjat, spre deosebire de Tasu care a fost, adică era zeu. un bărbat prezentabil, da, cu un fel de zeu. E, a fost primul facar din istoria teatrului din, din România. Adică. Din România, da. Adică respect. Da, mă, și deci. Uh, Ăștia au jucat o piesă la Buzău, înțeleg, și a și lumea din sală pentru că au zis niște cuvinte cu asteriscuri, cu multe cenzurări. Nu o să le zic că poate o să ieșiți de la podcast. <laughs> Băi, da, mi se, pare, mi se pare incredibil că uh, am auzit chestia asta și de ăștia care fac stand-up și se plâng de faptul că oamenii de la, la George Bonea când a fost aici mi-a zis că oamenii încă se mai oftică când se duc la stand-up și aud câte o înjurătură. Și mă gândeam că, bă, mh, nu știu ce să zic. Dar uite, frate, că gen, oamenii ies din sală, literally, când aud într-o piesă de teatru un personaj care, din câte înțeleg, din articol se presupune că e analfabet și agramat și vulgar. Deci n-ai voie practic nici să portretizezi un personaj care vorbește așa, da, păi să vorbești tu așa. Și mi se pare ireal că oamenii chiar au ieșit din sală. Da. Mulți buzoieni au mers la spectacol însoțiți de copii, deși scria că e peste... Nu este peste 14 Peste 14 ani. ani. Acum, nu știu, eu când, când mă uitam la, 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 filme cu ai mei și era bulinuța aia de interzis minorilor sub 12 ani și mi amintesc că n-aveam 12 ani, ai mei tot mă lăsau să mă uit. Mersi, mamă, mersi, tată. <laughs> <laughs> și dacă ziceau aia ceva cuvinte urâte în film, nu ieșea afară. Cu, adică totuși, mă rog, erau în engleză, înțeleg, și erau traduse de Irina Margareta Nistor, care le traducea cu dute naiba. Dute naiba. Dar eu înțelegeam, frate, că știam engleză și atunci. Anyway, mi se pare, mi se pare super, super stupid. Gen, Oamenii oamenii când se așteaptă că dacă se duc la teatru, știi, dacă sunt niște oameni pe o scenă, sunt automat mult mai uh, elevați, mult mai civilizați, mult mai elocvenți decât ei, știi, mult mai, se așteaptă la o chestie, cum să zic, dacă se duc la teatru, trebuie să fie ceva automat uh, super cultural, super select, că vorba aia, de-aia se duc la teatru, nu? Și nu pot să audă, domne, cuvinte vulgare de la actori da, o prostie. Ce zici? Buzău. Așa. Ce mai avem Sergiu azi? Clipul de promovare a României a fost tradus în 16 limbi, inclusiv latina. Inclusiv latina, să latina. Adică latina. Ah. <laughs> Știm că îi place latina. <laughs> Ia, dă-i dă drumul, da fără sunet, că nu mă interesează că să aud sunetul. Să dă drumul. Mine. Da, ia, ia dă să văd și... Bă, și... începe promițător. E sfârșitul ăsta, men. Da? De ce mi-a început sfârșitul? E... Na. Deci, nu, dar dă-l dă dă mic, că văd și mic, ok. okay. Desabiliti de, că nu, deci tu zai a fost tradus în, în 16 lei inclusiv în latină. Cum adică frate, inclusiv în latină? Deci asta e un, un fel de flex intelectual. Adică să-l traduci în, în latină de ce? De aia. Exact. De atât. Da exact, de aia și atât Yeah, da, dar scrie de ce a fost tradus în latină, că nu. Pe pentru cine? Că oricum romanii care vorbeau latină au venit deja la noi și fără clip de promovare. <laughs> și au venit de două ori. Uite, mă, Deci, clipul este tradus în peste 16 limbi datorită implicării Universității București. Ok, deci flex intelectual. Ok, și anume să avem voce pe clip chiar și în limba chineză și chiar dacă se poate părea ușor de suite, chiar și în limba latină. Deci, deci. Am avut, am avut, traducere orală. Cineva s-a apucat să-l facă în latină, să vorbească în latină. Bă, da, exact, exact flex, exact flex. Ia, ia asta, deci stai puțin, pentru că nu trebuie să uităm că o să avem vizita papei cât de curând și este important să avem un clip de promovare și în această limbă. Să mor tu, că papa gen n-a auzit de România, și are nevoie de un clip de promovare în limba latină, ca și cum papa nu știe oricum să vorbească gen 10 limbi străine, treia neapărat în latină. Bă, deci mă uit la clipul ăsta de când mi l-ai pus și n-am văzut o femeie în el. Adică am văzut o femeie bătrână cu port popular și chestiile astea, dar nu pot să cred că ai noștri încă se feresc să, să folosească ca și chestii de promovare practic, nu știu, cea mai, cea mai importantă resursă a României, ci ce cea mai importantă resursă de export, ci ce cea mai importantă, cum să zic, uh, sursă de venit în, în, țara asta, gen. Mamă, moment, ce să ții! Bă, nu sunt, tu că adică stai puțin, vorbesc pe cifre acum. Cifrele vorbesc. Cifrele vorbesc, adică, bă, ok, uh, România, da, ea are munți frumoși, are oameni îmbrăcați în port popular peste 60 de ani. Avem și terme. Avem și terme, uite, apare și terme. Bravo, tată. Da. Avem și Dacia. Dar ce vreau eu să zic e că oamenii care vor să viziteze România, nu știu cât de, mulți, cât de mulți, dintre ei vor să meargă la mamaie la țară și să o vadă în port popular și să mănânce o slană cu ceapă și să vadă cascada de la Bigger Bigar. Bigar. Bigar? Bigar. Da. Mi se zice în cască. <laughs> da, mă, gen, bă, turistul care, care vine în România, mai ales turistul european, hai zicem că ăștia care sunt mai, mai exotici așa, dar nu, frate, nu, nu cine, adică, ok, să zicem, prin absurd, că ar veni cineva să viziteze România rurală în toată splendoarea și frumusețea ei cu slană, cu ceapă și cu mămăligă și cu asta. Unde s-ar duce? Pentru că sunt destul de sigur că sunt foarte puține locuri care îți oferă experiența asta. Adică la mine, la țară, dacă te duci la bunică mea, nu te așteaptă bunică mea în port popular. Și nici bunică ta Sergiu la motor, nu. Tare, da, vreau. Dar, bă, te aștept de cu Slan, cu Slanul Da, slană da, și da nu, dar vreau să zic, bă, ok, înțeleg că astea vi se par vouă frumoase la România și când vă gândiți la voi la țară cu păduri și cu pășuni frumoase și cu oi și cu iezi și cu capre. Dar turistul nu știu dacă vrea să vadă asta, știi? Adică ok, trebuie puțin și de asta că na, identitatea noastră națională și chestii. Bă, dar turistul vine să se îmbete, să bat, să spargă bani, să meargă la strip club, să meargă la... Nu zic să promovez chestia asta la modul ăla vulgar. Dar eu am fost în câteva țări și, sincer să fiu, chiar n-am văzut pe stradă atât de multe femei atractive ca în România. Bă, nu, acum nu spun să faci un clip de promovare ca la videochat. Dar pune, mă, un grup de femei acolo. Pune așa, nu, de fapt nu. Nici măcar asta pune o filmare random din orice zi însorită de la unirii de la metro. Eu exemplu ăsta îl dau tot timpul. Deci eu mereu dimineața când cobor la metro într-o zi de vară, eu mă îndrăgostesc de 5 ori până să ajung la birou. Mă rog, eu nu, nu trec pe la unirii, dar când treceam. <laughs> deci când treceam, când treceam dimineața uh, să, merg la, să merg la birou și când mergeam pe la unirii și coboram și treceam pasajul, vedeam cel puțin 20 de tipe deosebit de atractive. Frate, asta mi se pare o, o chestie de promovare extraordinară. Mult mai atractivă decât faptul că, ok, într-un sat din Bărăgan, undeva există o bunicuță care se îmbracă în port popular foarte frumoasă, de altfel, care, nu știu, taie brânză la câini ciobănești, mioritici. Și are o stână de oi da, ai chestia, da, na, eu ca turist, sincer să fiu, nu m-aș duce într-o țară uh, să văd femei bătrâne și să mă cac în fundul curții, până la urmă, că na, cam asta e. Deci da, foarte frumos, arată, arată frumos clipul, dar un pic de femei acolo, știi, aș mai fi pus așa, sprinkling așa. Putin. Sprinkle, sprinkle de niște femei. Da, un pic. Ce mai avem, Sergiu? Ok. Ziua fabrică de bulion, noaptea casa orgiilor sexuale cu eleve. Om de afaceri români implicat într-o rețea de prostituție. Sounds like a party. Că tot ziceai de femei. <laughs> da, frate, uite, pe asta. Gen, să, să ai așa, să, să, să inviți străinii la... Hai să, hai să vizităm o fabrică de bulion, da, uite, pe aici intră roșile, aici se face bulionul în dreapta avem niște minore care se prostituează, acolo mai în spatele în îmbuteliem, 100% normal. Deci ce avem? Ziua din hală se vindea bulion, iar pe timp până nopții devenea club clandestin unde se consumau droguri și erau aduse minore racolate, se pare, din licee pentru a se prostitua. Acum, una destul de gravă chestia asta și e, chiar e. Pe de altă parte, dacă ești un pește local din Bacău, trebuie să iei în considerare faptul că tot ce e bun pleacă afară. Tot ce e bun și major. Deci tot ce e bun și major pleacă afară. Fie la București, fie afară de tot. Nu prea mai ai de un să alegi. Că ce rămâne? Eu am fost în Bacău de două ori că am avut termene și n-am văzut o femeie. Nici nici m-am uitat după femei, că normal era un timpul serviciului și vorba Dar uh, um, prea de un salariu, știi? Adică dacă, 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 aștepți să facă o femeie 18 ani în Bacău, îți pleacă. Și acum, da, ok, să zicem că na, îți iei niște ani în plus la pedepsă, dar nu prea de unde, știi? Nu știu dacă a sunat ca și cum îi apăr pe, pe proxeneții. Da. Ba, da. Da, așa a sunat. Da. Mă rog, nu asta a fost intenția mea. Ideea, ideea e că uh, uh, proxeneții nu aleg minore pentru că sunt ei nenorociți. Aleg minore pentru că nu e altceva. Că, na, atât are bacău de oferit. Și zice așa, ca urmarea consumului unor substanțe interzise, persoane de sex feminin minore își pierd cunoștința sfârșind prin a fi abuzate sexual, iar actele de natură sexuală sunt de obicei filmate. Altă exagerare, cum să zic, altă exagerare de asta de mass media ca să, ca să sune pompoștirea. Eu nu neg, că oricum n-am cum să neg, că nu știu ce s-a întâmplat. Eu comentez doar textual, raportându-mă la ce cred eu că se întâmplă în realitate, pentru că așa trebuie citite toate știrile. Eu am 25 de ani, nu am văzut în viața mea o... pe cineva, nu că femeie sau bărbat, n-am văzut pe cineva niciodată care să ia droguri accidental. Adică, mi se pare că drogurile se iau cam din adins, știi? Adică, faptul că erau minori acolo și că luau droguri și că se prostituau, accept, e foarte grav. Dar ăștia o dau ca și cum le-ar fi obligat cineva, ceea ce mi se pare foarte neplauzibil din două puncte de vedere. În primul rând, ce cauți acolo, ca minor, dacă știi că se întâmplă chestia asta. În al doilea rând, să zicem că ai ajuns din greșeală și că, na, sunt niște oameni dubioși care te, cum să zic, te obligă sau te, nu știu, îți pun în pahar, whatever, niște droguri. Și îți pierzi cunoștința și na, te abuzează. A doua zi... Și la poliție. Și la poliție, gen. A doua zi bă, ești cu garda peste A doua zi dai cu nume prenume pe toți, că e fucking bacău, îi știi pe toți oricum. Gen, nu se întâmplă vreodată să pui droguri cuiva, să-l abuzezi să-l să abuzezi sexual și peste tot, să se trezească a doua zi, bă ce tare a fost aseară nu pot să stau pe scaun, dar cred că, cred că a fost mișto, mai vin da, am nicio problemă cu asta, știi, mi-am pierdut cunoștința vreo șapte ore, nu știu ce s-a întâmplat cu mine, am vânătăi peste tot, am mucuri de țigare stinse pe mine, mm -hmm. da a fost, a fost party mai vreau <laughs> Și da, de asta zic, bă, e super grav ce se întâmplă. Nu mă înțelegeți greșit, gen, faptul că minorele sunt, cum să zic, sunt convinse să facă așa ceva, e extraordinar de grav. Dar cel puțin fizic nu, nu sunt obligate. Faptul că sunt convinse să li se pare asta o idee bună, e extraordinar de grav extraordinar de grav că se ajunge până acolo. Mă rog, sunt diverse cazuri nesupravegheate de părinți care, mă rog, poate nu au părinți și sunt aduse pe calea asta. Cu toate astea știrea pare să bată în, într-un scenariu mai fatalist, așa, unde sunt prizoniere cumva și le droghează împotriva voinței lor și profită de ele. Nu se întâmplă chestia asta. Chiar nu se întâmplă. Dar da, sper să, sper să se rezolve treaba asta pentru că înțeleg că sunt și niște polițiști implicați. Again, ești polițist în Bacău, deja e clar că viața ți-a dat o mână proastă. Da, și mai faci chestii de astea. Nasol. Ce mai avem, Sergiu? Aglomerații la metro în stațiile Piața Victoriei și Aviatorilor. Bă, deci mereu, mereu mă, mă oftică știrile astea și mereu mă oftică oamenii pe care îi văd filmând la metrou când e când e aglomerație. Nu știu de ce aveți voi impresia care filmați la metrou și care vă, vă plângeți de aglomerație și chestii că e vina cuiva sau că nu se întâmplă așa în toate țările civilizate. Și dacă vă uitați un pic la cum e în Japonia, de exemplu, în care efectiv lumea se împinge la modul nu că sunt ar fi să chestia, se împinge că trebuie să încapă, știi, că trebuie să ajungă la, la serviciu. Și chiar dacă vin metrourile la fiecare minut, la fiecare două minute, la fiecare interval posibil, nu mai cum, frate, că suntem sunt mulți. mulți oameni, gen, și care e alternativa? Nu vă mai duceți cu metrou, nu vă mai duceți la București, vorbesc eu. De fapt, vorbim toți din casa asta care suntem de la motru, gen, ai ce să faci. Alternativa care e? Să stai acasă, să lucrezi, să-ți iei work from home ca Sergiu. <laughs> o chestie că, gen, e și pe albastră și cam toate corporațiile sunt în pipera. Da, nu mai și pune 60, și voi. De, De, 70%. Nu mai puneți corporații în pipera, habar da. n-am. Pune, eu n-am nicio jenă, eu stau în crângaș și trebuie să ajung la Victoria, am trei stații. Lejer, frate, deci dacă mă chinui puțin, prin și loc pe scaun. Gen vis Așa că nu știu Nu vă mai angajați în pipera Nu mai veniți la București Nu știu Dar nu mi se pare o problemă gen... Asumă-ți Ce să faci E aglomerat și fac pariu Fac pariu Că toți care sunt la metro și filmează Ca oh my god uite ce nașpa e Toți sunt din provincie Pentru că bucureștenii s-au obișnuit până acum frate Și vă zic o chestie nu o să se îmbunătățească niciodată. Din contră, o să fie și mai nașpa. Amen diluitit. it. Dacă nu vă convine, mergeți la Cluj. E frumos <laughs> și acolo, numai că n-aveți metro. Da, așa e, <laughs> Și chiria e tot mare. Adevărat. Ai dreptate cu chestia că o să se înrăutățească pentru că într-un final gen în fiecare an populația Bucureștiului crește pentru că și când termin facultatea cam tot aici rămâi. Da, nu vine nimeni la București să facă facultatea se și după aia să se ducă la motru. Da, <laughs> exact, exact. Deci în fiecare <laughs> an probabil intră undeva la 10.000 de oameni. 10.000? Poftim? Nu, vin cel puțin 200.000 pe bine, nu 200.000. Oricum... Sunt mulți. gen mulți, 10.000 de oameni, cam așa. Da, deci da, crește populația constant. Da, sunt 800 de oameni doar la noi în facultate, în fiecare an noi. Gen gândește la celălalt, am rog, nu mai contez. Deci, aglomerații de la metrou, nu un subiect, un, o chestie. Ce mai avem, Sergiu? Cât, în primul rând, câte minute mai avem păi ca să suntem știu? Suntem la 28 și că având în vedere că sunt băia bun, te las un pic să vorbesc Deci, despre... de asta, de asta am, am vorbit mai repede, nu știu dacă v-ați observat, dar flow-ul meu a fost un pic mai rapid episodul ăsta. De obicei, Am, am, am înțeles că sunt niște oameni pe care îi apreciez foarte mult și care s-au gândit la hack-ul ăsta mă ascultă la 1.25 speed. Episodul ăsta nu prea o să puteți să-l ascultați la 1.25 speed decât dacă sunteți pregătiți așa de un flow de Eminem. Dar da, am, am, vorbit, am, am vorbit, un pic mai, vorbit un pic mai repede ca să, ca să vă zic și de, și de UFC. Deci, duminica nu asta cealaltă, avem mare UFC 236 care o să coincidă cu premiera lui Game of Thrones, de asemenea extraordinar de așteptat. Și pe 15 apare și Avengers. Apare și Avengers pe 15? Pe 15 aprilie. Deci cred că luna aprilie e cam blană. Okay. Ce se mai întâmplă deci, în aprilie? Paștele în aprilie. Am viat Isus. Am <laughs> Isu. da, da, Isus. se întoarce și Isus. Se întoarce Jon Snow sunt uh, ce Max Holloway, ah, s a, s-a întors și Conor McGregor, s-a revenit din a, retragere, da. da, deci, frate luna aprilie, man Bă, ne man, nebunie nu știu ce, ce ne am mai putea dori de la luna asta, păi, na, hai să vedem, deci avem așa, Lightweight Main Event Max Holloway cu Dustin Poirier, deci ca să înțelegeți un pic de backstory, Max Holloway a intrat în UFC când era, era foarte verde, avea 20 de ani, era o schijă de om de 1.85 ceva de genul. S-a bătut pentru prima oară cu Dustin Poirier, care și el avea 23 de ani atunci. Erau niște mârtani amândoi, nu știau ce-i bătaia, adică păreau că știu ce-i bătaia, dar nu știu ce-i bătaia. Știi cine știe ce-i bătaia? Tot ei, dar acum. Și... Atunci a fost primul, primul lose al lui Max Holloway, primul meci în UFC și primul lui luz a fost strangulat de Dustin Poirier. Da, a mai învățat să se bată între timp. A mai luat un, a mai luat un titlu la categoria la care s-au bătut. Acum au crescut mare amândoi, au urcat la o categorie mai sus și și-o dau bine de tot duminica viitoare. Acum, deși Dustin Poirier a câștigat primul meci pentru că na, s-a lovit de un Max Holloway care era efectiv un mărtan de 20 de ani. Amintiți-vă cum erați voi la 20 de ani. Fără griji și fără bani. Fără griji și fără bani. <laughs> ba, mă, ce callback a făcut tânărul Sergiu, mulțumesc! Își <laughs> 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 merită bani. Bonus la sala Da, 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 te-am te trecut. <clears throat> uh... Da. Și avem un Max Holloway care practic n-am mai luat bătaie de la meciul cu Conor McGregor care s-a întâmplat acum vreo 5 ani. Versus un Dustin Poirier care și el e on a winning streak. E super bun, arată bine, lovește precis, lovește tare. Toate meciurile knockout e o mașină de striking. Dar știi cine e o mașină și mai tare de striking? Max azi, Holloway. Și. <laughs> N-ai Na, grijă pe asta. Uh, Holloway... Deci Holloway, pe lângă faptul că dă bine și cu stângul și cu dreptul și tare și rapid și asta, are și o anduranță de hawaiian prost. Are și cinci runde în el, adică ca și cum... ca și cum asta face el for a living, știi? Gen, nu se vede de la o rundă la alta... Uh, cum să zic, oboseala în el din contră. El începe așa, începe în prima repriză ok, după aia a, 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 ajunge la treia repriză unde apogeul și începe să, să dea drumul la ciocane cum trebuie și deja de la patra rundă încolo îi zice lui Joe Rogan că așa a făcut în ultimele două meni și îi zice lui Joe Rogan, da, repriza asta cred că termină. Și termină frate, chiar termină. De asta zic că, Meciul ăsta, sigur, sigur e favorit Max Holloway și eu îl cam dau câștigător pe Max Holloway. Singura chestie pe care ar putea să, să o aibă ca și dezavantaj e că, na, urcă o categorie. Ia niște 5 kg în plus pe lângă ce avea înainte și, da, timpul se bate de mult la categoria asta. Deci el știe mai bine, se simte mai bine, se simte mai, cum să zic, mai în largul lui. Bă, dar și Max e mare, știi? Adică nu poți zici că urcă, că mănâncă, am prost ca să, ca să ajung acolo. Deci da, Max o e câștigător, clar. E un clar, da? Câștigător. Puneți bani pe el, așa. Uh, și acum să ajungem și la ce zice Sergiu, avem un middleweight common event, Israel a Adesanya cu Kelvin Gastelum, care cred că este bătaie pentru titlu dacă nu mă înșel, pentru că uh, actualul campion na, e tot timpul accidentat și cred că se bat pentru titlu. Adesanya, am mai vorbit de el, e 16-0, neînvins, striker de striker, Anderson Silva 2.0, ce vreți voi. Kelvin Gastelum, e și el un striker foarte bun, mult mai mic, gen mult, mult mai mic, care să bătea la o categorie mai jos înainte, doar că îi place foarte mult și orma, că e clar că nu, e clar că e foarte mic pentru categoria asta. Da, dă bine, e bine pe ciocane, stă bine pe ciocane. Și asta, na, dacă nu e atent de s-ar putea să-i oprindă. Problema e că E foarte foarte, foarte greu pentru un striker cu mâini scurte să intre în rangeul unui striker cum e Adesanya, care pe lângă faptul că are foarte, foarte multe meciuri în kickbox, pe lângă faptul că uh, are 16 0 în, în MMA și cum să zicie, știe bine distanță, știe bine. Uh, nu știu, joc de picioare e foarte lung e și o fucking bestie are și knockout power, adică nu, nu e ca și cum uh, te punctează doar nu e ca și cum te ține la distanță și atât, cum face ăsta din Bellator, Michael Venom Page nu, Adesanya rupe, adică rupe, adică te omoară, te, e, e greu e greu deci de asta cred că, da, de o, să, o, să-l, o să joace frumos. O să-l țină la distanță, da, știu că nu mai avem timp, dar m luat valul. Deci da, Adesania nu numai că o să câștige, o să și dea knockout în runda a patra și Max Holloway tot așa, la runda a patra knockout sau a treia. Nu, hai, hai la a treia.